Deci, dacă eu pun 10 milioane într-un an deoparte într-un cont bancar cu dobândă de 6%, efectiv eu câștig 60 de lei într-un an fără să fac nimic. Păi, se pare că asta e... Alo! Ce faci, frate? Eu ce să fac, frate? Eu te eram pe acasă, făceam un plan de investiții pe termen mediu. Da, mă, și eu eram tot așa cu gândurile astea. De afaceri, de investiții. Ah, ce tare, super! Băi, eu sunt pe zonă, pe la tine, pe aici. Ce zici, ne vedem, vorbim și noi de niște business, de niște de-asta? Da, 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 cum sunt? Hai, hai, vine, te aștept! Wow, ce mașină faină ai! Îți place, a? E nou! Dar de unde ai avut bani? Nu e a mea! Păi și atunci ce ai zis că e nou? Deci ce, nu poate să fie nou să nu fie a mea? Da, dar cui? Am închiriat-o. Păi de ce ai închiriat-o? Mergi undeva? Nu, nu merg nicăieri. Și atunci de ce ai închiriat-o? Ca să vadă lumea că ce mașină mișto am. Păi dar nu o ai, că de asta ai închiriat-o, nu e a ta, nu? Cine mă întreabă? Dacă mă vede lumea cu așa mașină, înseamnă că fac eu ceva bine, nu? A, da, hai, hai să-ți servesc ceva. Așa. Deci, ce ziceai de plan de afaceri? Fii atent că nu s-a gândit nimeni la asta. Ia. Yeah. Vând cursuri online. Da, chiar că nu s-a mai gândit nimeni la asta. Dar ce fel de cursuri? Ceva despre mine, despre profesia mea, despre studiile mele. Liceu agricol Turcoaia? Mă, panoramă, ceva la care mă pricep eu foarte bine. Să dorm până la 11 și să fii șomer? Mă, ceva ce stăpânesc eu bine de tot. PUBG și Dota? Ceva la care eu sunt maestru. Să cer bani de zgări de la măta? Nu, ceva ce știu eu foarte bine și te pot învăța și pe tine. Ce? Să faci bani. Să faci bani și să dispară? Nu, să faci bani din nimic. La tine e exact invers. Tu ai bani și schimbi nimicuri. În fine, deci o să fac niște cursuri despre cum să faci bani. Băi, dar ca să vinzi cursul despre cum să faci bani, nu trebuie să ai bani? Păi nu, că de asta fac cursul, ca să fac bani. Și ce înveți pe oamenii acolo? Adică vrei să faci bani? Vinde niște cursuri fraierilor ca să te îmbogățești. Nu chiar așa, dar o împachetez eu într-un fel. Păi dacă te pricepi la împachetat, de ce nu vinzi cursul despre împachetări? Vezi cadoul ăsta? Cum ar fi să-l împachetezi frumos? În fine, deci mașina din unde zici cu ai? E chiriată. Dar pare foarte scumpă. De unde ai avut bani? Am împrumutat 10.000 de euro de la bancă. Ce ai făcut, man? Am împrumutat. Așa începi o afacere. Dar tu nu începi o afacere, tu vinzi niște cursuri despre informații pe care nu știi. Acum nu cunosc, dar o să înceapă lumea să cumpere cursul ăsta, o să fac bani, deci o să știu să fac bani, deci îți vând ceva veritabil. Deci, prima oară vând cursuri despre cum să-ți repari mașina și cu banii pe care îi fac din cursuri mă înscriu la școala de mecanic. Exact. Păi ce se întâmplă când oamenii se prind că tu nu știi să repari o mașină? Vinzi alte cursuri despre cum să te ferești de șarlatari. Deci tu ceri bani să rezolvi o problemă pe care tot tu o creezi. Păi în politică e la fel, am votat PNL-ul ca să scăpăm de PSD, iată. Da, corect. Dar tu ești conștient că îi plin lumea acum, adică oameni care vând cursuri de astea și toți sunt rupți în cor de foame, nu? Adică nu-i crede nimeni. Da, dar ori era asta, ori mă angajam. Pentru OnlyFans n-am corp. Da, și nici video chat-ul nu mai aici a fost. Da, și de când a picat și Bitcoin-ul nu mai am nicio șansă să mă îmbogățesc peste noapte. La toți ni-i greu ce să... Da, auzi, dar tu cum mai ești? Ești bine? Ești ok? Da, mie nu-s ok, ești bine, na, ce cu munca, cu... A, fii atent, mă, tu l-ai văzut Marcel? Tu ai văzut ce mașini și-o luat? De unde a avut la bani? La bancă, s-a apucat de cursuri, de făcut bani. Cum fac eu? Bă, să mor, eu chiar vă invidiez inconștiența asta uneori. Aș vrea să fiu și eu să am durerea asta în cur. Eu doar la banană las că văd eu cum fac o rezolv. De ce ai vrea să ai și tu mindset-ul ăsta de făcut bani, nu? Ce? Să am... Atitudinea mă prostă, mindset-ul. Mindset? Aș vrea, da, bineînțeles că aș vrea mindset-ul ăsta. Dacă vrei și vrei să ai acest mindset, te pot învăța eu pentru doar 10 euro în prima lună un curs care valorează... De fapt, costă 1000 de euro și poți avea să faci multe business-uri, să te doară în p*** de dușmani.